Te rugăm în această seară, binecuvântă întreaga frățietate și binecuvântă cuvântul Tău și dă-ne puterea tuturor ca să-L împlinim, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Deschidem cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 21, de unde citim despre o altă întâlnire pe care Iisus Hristos o are, versetul 15 până la versetul 22. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 15. Citim cuvântul Domnului. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus a zis, paște oițele mele. A treia oară a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se zemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Amin. Reocupăm locurile. Evanghelele sinoptice, deci Matei, Marcu și Luca, se încheie toate cu această relatare a trimiterii Domnului nostru Iisus Hristos pe care o face ucenicilor, trimitere în lumea întreagă. Și Iisus le spune, și cu asta se încheie Marcu, Matei și Luca, cu aceasta se încheie Evangheliile lor, cu această trimitere puternică. Dar Ioan este, el consideră mai importantă descrierea unei discuții private la care a tras cu urechea. Consideră că, da, ucenicii or fi spus în cărțile lor, sau vor spune în cărțile lor lucrul acesta, că e un lucru fantastic. Dar Ioan, care e foarte atent la amănunte, consideră că mai bine să ne spună ce a discutat Hristos cu Petru. Și până la urmă ne dăm seama că fără bucata aceasta de Evanghelie, fără pericopa aceasta, am fi știut mult mai puține despre dragostea lui Dumnezeu și despre cea de-a doua șansă pe care Domnul o dă ucenicilor lui, oamenilor lui. Petru, gândiți-vă numai la lucrul acesta, era înaintea lui Iisus Hristos ud, înfrigurat, era frig și nemâncat. Plus după aceea prins, nu? Prins în mâna lui Iisus Hristos cumva că păcătuise. Fugise de Domnul și acum se întâlniseră. Stăteau lângă focul care amintea de trădare, pentru că la un foc l-a vândut Petru pe Iisus Hristos. Stând la foc cu ucenicii, cu femeile acelea și cu oamenii aceștia. Și Iisus Hristos îi pune trei întrebări, cât trei trădări. De trei ori s-a blestemat și s-a jurat că nu-L cunoaște pe Iisus Hristos. De trei ori l-a întrebat Iisus Hristos. Mă iubești? Mă iubești? Mă iubești? Adică trebuie să înțelegeți un lucru, că niciodată nu vei fi abandonată sau abandonat. Lovit poți să fii de Dumnezeu, bătut poți să fii. Să te pună la colț cu genunchii pe coș de nucă poate să facă Dumnezeu. Dar de abandonat nu te abandonează niciodată. Ești copilul lui. Ai făcut și a făcut Petru o grămadă de lucruri. Gândiți-vă numai la lucrul acesta că a păcătuit și păcatul acesta a fost dur, pentru că s-a blestemat că nu-L cunoaște pe Iisus Hristos în fața multor martori, deși înainte cu câteva minute tăiase urechea unor, mă cunoșteau. Știau că a fost cu Iisus Hristos. Mărturia lui era praf. Ei bine, Iisus Hristos vine să-L recupereze. Există o pictură celebră a lui Rembrandt, se numește Rondul de noapte, dar a fost botezată așa pictura aceasta, o pictură destul de mare, nu? Are 3,50 m, înălțime pe 4,30 m, n-a fost așa de întunecată.
A făcut-o și foarte mulți spun că din cauza aceasta Rembrandt a ajuns în faliment, pentru că cei pe care i-au pictat și care i-au comandat tabloul nu le-au plăcut cum a ieșit în tablou. Era prea în mișcare tabloul, într-o lume în care se doreau statice tablourile. Dar ce vreau să vă spun despre opera aceasta? A fost deteriorată și atacată de foarte multe ori. În 1715 a fost dată cu trei stratul de rășină, a întunecat-o. De-abia în 1910 sau 1920 au reușit să îndepărteze straturile de rășină de pe tablou. În 1780 a fost tăiată din ea un metru de o parte sau 80 de centimetri de o parte și 60 de centimetri din alta ca să încapă între doi stâlpi în primăria din Amsterdam. Era, așa au fost stâlpi, bine că nu au fost mai mici, că atunci trebuia să taie mai mult din el, dar atât au căzut din tablou. În 1910... În 1910 a fost tăiată cu un cuțit. În 1975, când avea deja 10.000 de vizitatori pe zi, gândiți-vă numai cât se câștigă după pictura aceea, 10.000 de vizitatori care o văd în fiecare zi, în 1975 a fost tăiată din nou cu un cuțit. În 1990 i s-a aruncat peste acid sulfuric. N-a fost abandonată niciodată. După fiecare tăiere de cuțit, după fiecare acid sulfuric, după fiecare crăpătură și rășină aruncată peste ea, ore întregi de muncă, luptă întreagă, ca să o poată aduce înapoi la o stare cât mai normală. Dacă oamenii fac așa cu un tablou, cum să nu facă Dumnezeu cu tine? Așa. Indiferent câte lovituri, indiferent cât ești de șifonată sau șifonat, Dumnezeu te ridică. Se duce pe malul mării după tine și oare ce fel de oameni caută Dumnezeu? Îmi spune că Dumnezeu are nevoie de toți. Eu știu că are nevoie de toți. Dar Dumnezeu are nevoie de oameni pe care să-i caute și care să facă niște lucruri. Și Dumnezeu are nevoie de oameni care în primul rând să-i se închine cu adevărat. Petru, el când se blestema că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar când se închina fața Lui. Reușea performanța ca în 5 minute să vorbească Dumnezeu prin el Duhul Sfânt, să vorbească Petru și să vorbească Satana. Deci reușea ca să fie atât de neatent din punct de vedere spiritual de atâtea ori. Ne-am gândit că un asemenea om n-ar trebui să-L ascultăm. Gândiți-vă că El spune, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și câteva minute mai târziu zice să nu cumva să ți se întâmple, Doamne, să mori Tu de la noi. Și Hristos îi spune, înapoi a mea Satana, dacă înainte ți-o descoperi nu carnea și sângele, ci Duhul meu lucrurile acestea, acum, zice Iisus, amu vorbește diavolul prin tine. N-a fost perfect. Dumnezeu lucrează cu oameni imperfecți, dar cu oameni care să-i se închine cu adevărat. Cu un asemenea om, Dumnezeu schimbă cursul istoriei lumii, pentru că de la Rusalii, lumea nu mai este la fel. Asta am înțeles-o noi și aseară, și în zile care au trecut, și în anii care au trecut, că de la Rusalii, de la predica acestui căzut Petru, Dumnezeu face lumea altfel. Omul acesta se închină cu adevărat, pentru că Ioan 4:23, dar vine ceasul, spune Biblia, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Închinarea, în primul rând, trebuie să înțelegem că înseamnă laudă. În Apocalipsa 5:12 spune cuvântul lui Dumnezeu că tot ceea ce este în cer strigă și cântă, cântarea vrenică este melul care a fost junghiat să primească lauda. Ani de zile am pierdut din punct de vedere spiritual și fizic din viața noastră, în biserici, încercând să ne cântăm propriile noastre dureri, amărăciuni, tristeți, suferințe, starea noastră de căzută, în loc să-L lăudăm pe Dumnezeu. Rugăciunea de laudă și de adorare și de mulțumire întotdeauna a fost cenușăreasa bisericii. Întotdeauna ne-a rugat pentru noi, pentru bolile noastre, ne-a rugat pentru mama, pentru pruncii din armată, pentru ca să dea Dumnezeu ploaie, ca să aibă vacile iarbă. Ne-a rugat pentru cele mai ciudate și stupide lucruri. Am uitat să lăudăm.
De atâtea ori ne-a rugat și El nu era în mijlocul nostru, pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Când îl lauzi pe Dumnezeu, zice, laudă-mă tu pe mine că mă îngrijesc de toate celelalte. Ce, nu știu că socrata e bolnavă? Nu știu că n-ai bani? Nu știu că n-ai sănătate, că nu ți-au reșit analizele? Laudă-mă pe mine și mă îngrijesc de problemele tale. Noi n-am mai avut vreme să lăudăm, că o trebuie ca să-i spunem lista în față. Și atunci o zice Dumnezeu, dar tu cu cine, cui te adresezi? Spune cuvântul lui Dumnezeu că am fost creați pentru a lăuda cu buzele și cu inima. Pentru că nu poți să lauzi pe Dumnezeu numai cu buzele și inima să nu scânte. Spune Iisus Hristos în Matei 15:8, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, citând o vorbă pe care Dumnezeu o spusese în Vechiul Testament. Dar inima lui e departe de mine. Nu poți să spui că lauzi pe Dumnezeu cu inima și asta nu se vadă pe fața ta. Nu se poate. Domnule, eu mă închin în interior. Nu se poate. Adică exteriorul este expresia interiorului. Că zici că s-a îmbrăcat ca o puncte piun. Păi atunci este expresia interiorului. Asta o gândit. Cred că înțelegeți ideea. Adică noi trebuie să ne gândim că exteriorul nostru reflectă ce avem în interior, nu? Păi dacă stăm încruntați, cum îmi spuneți că l-au lăudat pe Dumnezeu în interior? Trebuie să vă acordați fața cu inima. Dacă între ele e dihotomie, e o problemă gravă. Adică asta se numește boală psihică. Se numește dublă personalitate. E bine, dragilor, închinarea înseamnă laudă. Închinarea înseamnă ascultare de Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu în Fapte 5:27 până la 42, nu mai citesc eu acolo, spune, au primit apostolii poruncă de la Sinedriu, dacă mai aduceți aminte, să nu mai predice. O zis, voi, zice, zăpăciți poporul ăsta, ați întors Ierusalimul cu sus în jos. Zice, nu mai predicați. Noi suntem preoții din Ierusalim și noi vă poruncim vouă, noi suntem mai mari din Ierusalim, vă poruncim vouă să nu mai predicați despre Iisus Hristos. La care apostolul a zis, noi suntem băieți buni, noi dările ni le plătim. Noi suntem oameni care ascultăm de Cezar. Hristos ne-a învățat să ascultăm de Cezar, dar trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Punct. Deci noi ne plătim impozitele, zice Petru, dar trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și gata. Deci noi nu putem tăcea din gură. Deci dacă cumva ne ascultați și mâine, aceeași predică despre Hristos va fi. Aceeași predică despre Iisus Hristos, despre închinarea, spune cuvântul Dumnezeu, că înseamnă nu numai laudă, nu numai ascultare, închinarea înseamnă dăruire. Vedeți, atunci când vorbim de dăruire, noi trebuie să înțelegem că Martin Luther spunea cât de grea poate să fie o convertire, pentru că normal convertirea trebuie să fie întoarcerea la Dumnezeu a unui om, trebuie să fie o convertire întreită. Astfel zice că fiecare creștin are nevoie de trei convertiri. A inimii, a minții și a portofelului. Lumea ar fi mult mai săracă dacă n-ar fi creștinii oameni care să dăruiască. Să facă aceste lucruri să meargă înainte. Am fost binecuvântați de dărnicia altora. Mi-aduc aminte că după 90 s-au băgat, eu cred că s-au băgat în România cel puțin 2-3 milioane de Biblii, dacă nu mai mult. Alții le-au plătit. Alții le-au plătit. Alții ne-au adus Biblii, alții ne-au ajutat să construim biserici. Noi vorbim despre bogați, fraților. Americanii sunt bogați. Eu am fost în Africa unde erau săraci. Nu există sărac în Beiuș. Nu. Și oamenii săraci aveau o colectă specială pentru misiunile externe. Îi dăruiau pentru lucrare din exterior. Aveau a doua colectă pentru săraci, auzi? Ei care stăteau și mâncau orez, doar orez pe zi, în fi, pum de orez. Și oamenii aceștia din orezul acela dădeau ceva mai departe. A sosit vremea ca noi la rândul nostru să facem bine mai departe. Adică am beneficiat de binecuvântările pe care alții ni le-au dăruit spre noi, le-au împins
până am crescut mari. Acum avem nevoie, zice, domnule, sunt atâția oameni care spun că îl iubesc pe Dumnezeu cu mintea și cu sufletul. Câtă vreme portofelul ți-e blocat, încă tu ești legat. Atâția oameni care au nevoie de ajutorul nostru, poate o bucată de pâine, poate un bilet de autobuz, poate mașina noastră să o pune la dispoziția lucrării lui Dumnezeu, să ducem pe un om la spital, poate să-l aducem de acolo. Să putem să spunem cuiva o vorbă bună, să putem să ajutăm cuiva să se încălzească la iarnă, să aibă lemne, făină pentru o pâine în cuptor. E atât de ușor să putem să facem bine. Dacă fiecare dintre noi ar renunța la hainele care nu le poartă, ar însemna că 3/4 din garderobă ar trebui să plece în seara asta din casă. Cred că ați înțeles ce am zis. Dacă am renunța la hainele care nu le purtăm de acasă, ale noastre, personal, 3/4 din ele s-ar duce. Ai 50 de cămăși, umbli tot cu alea 2-3. Alea te simți mai bine. Atunci eu zic, e foarte bine, dă-le pe celelalte 4-7. Oricum, numai le muți în două parte. E primăvara, toamna, vrei să spun ce faci? Numai lucru. E bine, dragilor, punem la dispoziția lui Dumnezeu timpul nostru, slujirea noastră, talentele noastre, pentru că am învățat în toți anii aceștia un lucru. Lucrarea care nu costă nimic, nu valorează nimic. Lucrarea care nu costă nimic, nu valorează nimic. În al doilea rând, vreau să vă spun că deci Dumnezeu caută un om. Tu poți să fii acela, că Petru a fost. Un om care să-i se închine cu adevărat. Dumnezeu caută un om care să stea în spărtură. Spune că veneau vremuri de jertfă. Trebuia un om puternic și disponibil. În Ezechiel, în capitolul 22, versetul 30, vă duc să vedeți o imagine pe care Biblia ne-o dă pentru lucrarea aceasta. Caut printre ei, zice, un om, ascultați ce spune Dumnezeu că el caută, caut un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea, ca să nu nimicesc cetatea aceasta, dar nu găsesc nici unul. În asediu, erau cetățile, dar haideți să vă explic tablou. Erau cetățile întărite bine. Dar nu faci nimic dacă te duci și nu lovești într-un singur loc. De obicei se alegeau o anumită parte de zid mai slabă sau o anumită poartă care era mai slabă. Se formeau berbeci, toată echipa, toți militarii, toți cei care asediau cetatea respectivă, se concentrau asupra unui punct. Să facă o gaură în zidul acela prin care să se poată intra în interiorul cetății. Când se întâmpla lucrul acesta, de obicei cei mai buni soldați, cei mai puternici oameni, voluntari la început, trebuia să stea în spărtura aceea din interiorul cetății, pentru că nicio șansă nu era dacă se infiltra 1, 2, 5, 10 în cetate. Dumnezeu ne spune nouă că viața asta pe care o trăim acum spirituală este o viață și o să vă spun ceva ce poate nu o să vă placă. Noi, la ora actuală, din păcate, stăm într-o cetate asediată, într-o cetate asediată și așteptăm toată ziua ca satana să vină și să mai distrugă. Ba, pace din casă, ba să-ți nenorocească pruncii, ba să mai vină satana cu o boală peste tine, tot timpul creștinul stă așa. Să vedem pe unde mai face diavolul gaură în viața noastră. Să vedem unde ne va mai lovi diavolul zilele acestea. Tot timpul stăm așa, următoarea pălitură, unde va fi. Suntem ca și ciobanul, ca și păstorul din Miorița. Murim. Când? Mâine dimineață. Până atunci ai face testamentul. Dumnezeu cu durere zice că am ajuns într-o cetate asediată. Pentru că Biblia spune că noi n-ar trebui să stăm în cetatea asta asediată. Pentru că numai de la fotbal știm, ci din viață,
că cea mai bună apărare e atacul. Eu am învățat un lucru în viața aceasta. Când îți mai devină, atunci mă duc și săr cu gura pe toți. Cu diavolul vom sta mereu să vedem care dintre frații noștri vor fi potcoviți în ani, în timpul care vine. Numai numărăm pe ei să vedem care mai fi lovit cu săgeata, care mai vine iar, în loc ca noi să atacăm. Dumneavoastră puteți să citați cât vreți din Efeseni, din armura aceea grozavă, pentru că mie nu-mi vine să cred că dumneavoastră n-aveți ca idee sabia. Sabia. Luați platoșe, faceți, dregeți, stați în ele și așteptați boncăniturile. Ca într-un tub, ca într-un butoi. În loc să ieșim împotriva diavolului în luptă. David n-a stat în tranșee, ci a ieșit în fața lui Goliat. S-a dus acolo, vină la mine, prietene. El copraște după el, un prunchi, ăla tupeu. Aș vrea ca rugăciunile noastre să fie asemenea rugăciuni. Aș vrea ca închinarea noastră să fie o asemenea închinare. Porțile locuinței morților nu puteau birui niciodată. Porțile statice. Cum adică să atace porțile diavolului și a locuinței morților? Că noi trebuie să dăm în ele, nu el în noi. Fraților, suntem în război. Cine lovește primul are o șansă. Cu diavolul să nu fiți delicați. El e lup. Lupul nu face decât să fure, să junghe și să prăpădească. Diavolul nu ia prizonier niciodată. Pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Punct. Ori, unul dintre lucrurile acestea, trebuie să le înțelegeți, că Dumnezeu cu durere zice, am nevoie atunci într-o barcă găurită, într-o biserică cu probleme, într-o familie cu necazuri, asediată. Am nevoie măcar ca un om să stea în spărtura aia. Deci vă rog să înțelegeți încă o dată că asta este cumva înfrângerea lui Dumnezeu când caută oameni în cetatea asediată. Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim noi asediatorii. Noi să fim aceia care să mergem în teritoriul inamic și să scoatem de acolo prizonierii de război, prinși de război și să ducem înapoi la Dumnezeu în teritoriu. Noi trebuie să murim în atac, nu în apărare. Cred că înțelegeți ideea. Da, ați prins-o. E bine, trebuie să avem și atunci a fost criză de asemenea oameni ca acum. Caut un om, zice Dumnezeu. Caut un om să stea în spărturi. Uite, avem nevoie acolo, avem nevoie aici, avem nevoie aici, avem nevoie acolo. Caut un om care să stea în spărtură, lunea la rugăciune. Caut un om, marțea, nu știu. Caut un om care să știu că își pune la dispoziție ceea ce are. Avem nevoie de un om. De 25 de ani, hai nu vorbesc de altceva, de 25 de ani, nu veni nimeni încă la mine să-mi spună, eu sunt un om, dă-mi ceva de lucru. Întotdeauna i-am făcut voluntari. Stăteam așa și mă uitam astăzi să mai caut încă 3 surori care să lucreze cu sora Rodica la partea de contabilitate și caserie bisericii noastre, la partea de caserie. Ca să-i face mie viața mai ușoară. Și încercam acum să găsesc un voluntar. Să le iau de gât, să-l prind cu lanțul, cu tot ce am, ca să-l fac voluntar de nu se vede. De 25 de ani nu m-a surprins nimeni să spună, domnule, uite, găsește ceva de lucru în biserica aceasta. Întotdeauna cu oamenii bufnați, cu oameni handled with care, manevrați cu grijă, cu cristale, care se supără, care se frământă, normal că te doare. Nu există zi să nu știu că bucuria lui Dumnezeu în noi, în mine, nu poate să fie amenințată. Deci, aceasta este una dintre lucrurile pe care le-am avut. Doamne, ce se mai poate întâmpla? Unde se mai lovească dracul și astăzi? Dar asta lege deja. Pentru că mi-am construit o mentalitate de om care pot încasa. Ați văzut, bărbață, meciurile alea de box, este câte unul când se runda 16, când nu mai stă în picioare. Dă toți în el și poc și mă nu pică mai. Băi, bă, nu, atâta dă în el, stă acolo. El din când în când mai ia în brață pe ălălaltă. Așa simt biserica acum. Așa simt biserica în lupta cu diavolul. În loc să... Noi stăm și... Bă, dar și diavolul se miră cât rezistăm.
Asta vreți să vă fie viitorul spiritual? Asta? Când păstorii nu-și făceau datoria, când prorocii nu, Dumnezeu căuta un om. Caut un om, zice Dumnezeu. Nu-l caut cu facultate, nu-l caut neapărat cu doctorat, nu-l caut cu bani mulți. Nu caut un om, zice, cu timp liber, caut un om cu inimă bună, că atunci le are pe toate. Caut un om care să zică, Domnule, uite, bazează-te pe mine acolo, până mori acolo. Caut un om, zice, Moise a stat în spărtură pentru Israel și a zis Moise lui Dumnezeu, Doamne, șterge-mă din cartea vieții, dacă vrei să-i mântuiești, păi mântuiește și dacă știi că prețul s-o, mai bine mori orice Moise și să trăiască ei, ia ce sunt. Dar nu-i prăpădică, să amărâți. Tu nu vezi, zice, 2 milioane de oameni. 2 milioane de oameni, zice Moise, și pe mine mă duc la sapă de lemă, nenorocesc, zice Moise. Îmi pierd mințile cu ei, dar nu-i prăpădi. Același lucru face Avram pentru Sodoma și pentru Gomora. Ce vrei să faci, Dumnezeu? Ce scungeri ăștia? Tu vrei să prăpădești Sodoma și Gomora? Nu, fă. Uite, ăsta e om în spărtură. Dacă poți să fii pentru casa ta așa, Doamne, Doamne, nu o prăpădi. Aici sunt înaintea ta. Doamne, dă-mi mine în unii. Eu sunt învățat. Doamne, stau în spărtură pentru biserică, pentru lucrare. Pentru lucrarea aceasta, nu mă lăsa, Doamne. În 2 Cronici 7 cu 14 spune că dacă omul acela, poporul acela se va zmeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, eu ce, Domnul, voi face minuni mari cu el. Dar pentru asta, mă gândesc, numai vreau să vă citesc, că în 1 Petru, să vă citesc eu câteva versete extraordinare. Ascultați cu ce mult îl schimbă Dumnezeu pe Petru. În 1 Petru 5, cu versetul 2 la versetul 5, blândul ăla, care când l-a prins pe Malcu, i-a zburat urechea 5 metri. Păstoriți turma lui Dumnezeu care e sub paza voastră. Nu din silă, nu de bună voie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum a stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre, toți, aici unul cu altul în biserică, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Toți, tinerii cu bătrânii, oamenii din biserică, slujitori între ei, ce avem de împărțit? Fraților, cea mai grea ispită, știți care e cea mai grea ispită când stai în spărtură? Vezi că din 10 mi-a rămas unul la ușă, sau, dau un exemplu, la cor din 7 tenori mi-a rămas 2. Ispita care l-a încercat pe el, pe Petru, clipa aceea, când s-a văzut singur în spărtură, ce Dumnezeu, de tine îmi place, tu vei fi de aici încolo. Să te intereseze de ceilalți. Zice, da, cu Ioan ce va fi? E greu să stai singur și să nu te intereseze ce fac alții. Nu te mai interesezi. Fă-ți treaba acolo și du-te înainte. Lucrează pentru Dumnezeu, că Dumnezeu are pentru fiecare ceva de făcut, sau măcar câte o palmă de dat, dacă nu, tu fă-ți lucrarea ta. Fă-ți lucrarea ta. Au fost întrebați în urmă cu vreo câțiva ani de zile doi misionari, soți și soție, din America, plecați în Africa. Le-au întrebat la televiziune dacă vă place că sunteți misionari acolo. Și ei și-au zis, nu ne place. N-are cum să-ți placă să fii misionar în Africa. Mizerie, căldură, boală, tot felul de lucruri, lipsuri. Dar nu vom mai face nimic pentru că Hristos ne spune nouă să nu ne ducem. Ba nu, ne-a spus să ne ducem. Și atunci Hristos ne-a spus nouă să ne ducem numai când ne convine sau ne place. Înțelegeți ce zic eu acum? Noi totdeauna credem că Dumnezeu vrea de la noi slujirea noastră când avem chef, când ne place. Dumnezeu vine și spune că avem ordin de mers și mergi, că îți place, că nu îți place.
nu prea mă simt bine ca să slujesc Domnului. Asta ar trebui ca să o spun eu. Nu voi. Pentru că nu m-a întrebat nimeni de 25 de ani dacă tot a fost ok când m-am urcat la predică. Dar mi-am făcut datoria și să mai sunt câțiva în biserica aceasta, care indiferent prin ce ori trecut, ori slujit. Că noi avem obiceiul ăsta, cum ne merge rău, cum gata, nu mai fac nimic, mă duc. Aveți dreptul să vă dați demisia luni dimineața, dar luni seara să fiți înapoi. Că lunea nu-i slujba, de-aia am zis că puteți să fiți demisionați toată slujba. Dacă simțiți așa nevoia ca să... E nevoie de oameni spărturi. M-am gândit ca să opresc acea predică pe jumătate. Otilia și cu... Vino aici împreună cu Andrei. Am zis ca să pregătească strofa întâi și a treia dintr-o cântare. Și refrenul, ca să înțelegeți. Am vrut o ilustrație aici și eu zic ca să meditați puțin la asta, că poate că e vorba de voi, poate că e vorba de noi, de fiecare. Dani se filmează numai pe ei până mai întreagă suflare, pe ei doi, da? Altarele tale, Doamne, altarele tale, Doamne, sunt dărâmate. Poporul-i rob și jertfele sunt curmate. Altarele sunt arse toate, zidurile sunt dărâmate și vasele tale de cinste, dușmanul le-a ars pe toate. Și vasele tale de cinste, dușmanul le-a ars pe toate. Caut un
Caut un om. Toți. Și voia mea să nu-i separă povară. Nu există într-o cântare mai dureroasă afirmație decât asta. Cum ar putea să fie voia lui Dumnezeu povară? Cum ar putea? Cum ar putea când Dumnezeu îți cere ca să fii om, să spar povară să fii om? Dumnezeu vrea ca să te dăruiești Lui. Te-ai dăruit lumii. Ai venit în biserică că nu mai aveai nici plămâni, ai băgat toți în tutun. Ești ficat. Ai venit în biserică când erai sătul. Ai venit în biserică când ți-o trebuie să te aducă alții. Ai venit în biserică când ți-a arătat lumea întreagă cu degetul ce-a făcut Dumnezeu om. Și am început să pară povară să fii în casa Domnului. Să slujești pe acela care te-a scos din tine, mucirlă. L-a luat Dumnezeu pe gunoiul ăla. L-a luat pe Petru. Un lepădat. Nu-l cunoște, o blestema că nu-l cunoște. Și a zis, îmi place de tine. Acolo e la spărtură. Unde e nevoie de tine, acolo te duci. Acolo mă duc. Bazează-te pe mine, Doamne, aici sunt. Trimite-mă. Uite, Doamne, dacă e nevoie, asta fac. De atâtea ori, scuzați-mă că încerc pe frații noștri, poate-s rău. Îi sun, nu vrei să faci lucrul ăsta. Îl sun pe cineva care știu că nu vrea. Dar îmi place să... E o chestie faină asta. Mai ales când și cu alți, când și cu alți frații sunt în mașină. Să-l pun pe speaker. Și punem pariu. Uite, îți demonstrez că în 5 minute mă refuză. Și sunt oameni care îi spun, hai să fac acum un exercițiu. Pot să-l fac. Într-un minut sunt și într-un minut sunt îmbrăcați, în celălalt minut sunt în mașină cu bani în buzunar și pașaportul, că nu se știu unde pleacă și unde-i trimiți acolo să duc. Am avut un frate care l-am îmbrăcat, era în iarnă și era frig, venise acasă, dormise 4 ore. Și a spus, te duci până în München, că avem un necaz acolo. 11 ore cu mașina s-a dus încolo, 11 încoace, 22 de ore. Un cuvânt a zis, un cuvânt. Eu păru bine că o fumiune, dacă zicea de exemplu să meargă în cea la capă de Germania, la Berlin. Oameni buni, Dumnezeu are nevoie de noi, spărtură. E nevoie de oameni la post, mă bag, e nevoie de oameni. Stânăr, acum, când vreți să slujiți, mai? Când vreți să slujiți? Spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu caută un om după inima Lui. În a treilea rând, Dumnezeu caută un om după inima Lui. E o lucru extraordinar că cu toate căderile Lui Dumnezeu plăcea de Petru. Nu știu, nouă ne plac oamenii și lucrurile imaculate. Dumnezeu nu prea iubește chestia asta. Dumnezeu zice, lasă că asta e problema mea. Voi cum veniți? Păi nu, mi-am spălat haina. N-am nevoie să o speli tot ce Dumnezeu, că te-o speli cu apă, eu spăl cu sânge. Încercăm să ne facem mai buni. Asta e, încercăm să părem frumoși înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și spune, lasă că te fac eu frumos. Când te faci tu frumos, nu ține. Zice că atunci când l-a ales Dumnezeu pe David, pe Samuel, prima dată mi-aduc aminte de Samuel, fraților. Țineți minte cum l-a ales Dumnezeu pe Samuel, să vedeți cum se schimbă omul. Dumnezeu l-a luat din pat, era copil. Nimeni nu avea vreo idee că pruncul ăla ar putea să fie judecător. El i-a crezut că e vorba de el. Samuel a fugit când a auzit noaptea în pat. Samuele, Samuele! O crezut că strigă pe Eli. S-a dus la marele preot. Hai că te strigă Dumnezeu! Nu, zice Eli, pe tine te strigă. Samuel a zis, nu a zis Eli. L-a ales Dumnezeu pe Samuel când era un copilaj. O crescut, o ajuns judecătorul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, vreau să-mi aleg un om, acum, Samuel, tu te duci, că vreau să-mi aleg un om după inima mea. Auzi, să aleagă Dumnezeu un om după inima lui.
Du-te, zice, în casa lui Isai și spune pe cine să alege. Când s-a dus Samuel, alesul de Dumnezeu prin har, era copil mic cum l-a ales Dumnezeu. Și ce a făcut? A uitat cum l-a ales Dumnezeu pe el. Și s-a uitat la fața omului. S-a uitat la prunci mai înalți, la ei mai făcuți, care a făcut sală? Hai mai aici în stânga. S-a uitat la, cu școala, diplomele, pe masă, și o număra și Dumnezeu zicea, nu e asta, nu e asta, nu e asta. Păi zice, mai ai vreun prunc? Mai am și de ăla, ăla cioban. Ăla nu-i place nici școala, nimic, stă și cântă la fluier și bagă cu psalme. Și unde la oi? Adă-l repede, repede. Samuel deja și-a dat seama de fapt că Dumnezeu e altfel. Și-a ales Dumnezeu un om după inima lui. Nu s-a uitat la înfățișare. Dar cum să fie David om după inima lui Dumnezeu când o păcătuit cum o păcătuit? Da, oameni buni, o păcătuit, dar și-o recunoscut păcat. O venit și-o zis, Doamne, ăsta și eu, păcătuit. Și-o rămas, spune Biblia, tot după inima lui Dumnezeu. A iubit pe Dumnezeu. Nimeni n-a scris cuvinte mai frumoase despre Dumnezeu în Biblie ca David. Psalmii lui sunt cuvintele de laudă în care se vorbește Dumnezeu. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cerile mele. Nimeni n-a scris asta în Biblie. El a scris. Pentru că omul acesta iubea pe Dumnezeu, își recunoștea păcatul, s-a bazat pe puterea lui Dumnezeu toată viața lui și când era împărat. S-a dus în fața lui Goliat și a spus așa, tu vii cu scut și pavăză înaintea mea. Tu ai 3 metri înălțime. Tu ai suliță de 25 de kg. Tu ai scut și pavăză. Eu vin înaintea ta, zice, în numele Domnului oștirilor, pe care tu l-ai blestemat astăzi. N-am decât o praștie, zice David, dar te omor în numele lui Hristos cu ea. Că ai avut îndrăzneala să-L blestem pe Dumnezeu meu. De mă înjurai de mamă, zice David, n-aveam niciun fel de problemă. De mă înjurai de tată și de părinți și de evrei, n-am niciun fel de problemă. Dar pe Dumnezeu, pe Dumnezeu tu niciodată nu să mai blestem. Miroșa mort, Goliat. Cine se pune cu Dumnezeu meu moară. O singură piatră în cap. Îmi place de omul acesta, după inima mea. Ai putea să fii omul acela care să-ți recunoști păcatul, ca să fii după inima lui Dumnezeu. Doamne, am păcătuit. A, limba, oti, în sfârșit a făcut. Doamne, recunoaște, am făcut. Doi, ai putea fi omul acela care să-L iubești pe Dumnezeu în toată inima ta. Ai putea să fii omul acela care să te bazezi pe puterea lui, Doamne, nu eu prin carnea mea, ci Tu, Doamne. Ai putea să fii omul acela care să nu fii răzbunător, pentru că David nu a fost răzbunător. Saul i-a făcut atâta rău în viață. Avea ocazia să-l omoare pe Saul. Dormea. S-a dus până lângă el și ce a făcut? I-a tăiat o bucățică din haină, băgat-o în buzunar și-a pus-o la gât, și eu zice, amulet. Noapte. Toți, zice că toți slujitorii lui David zicea, de la mine. Ce ar fi făcut ei dacă zicea David? Nu, face ce vrea cu el, amă. Domnul să fie slăbit pentru toate. Bine că ni l-a dat în mână. Știți? Putea găsi și verset biblic. Poate găsea și un proroc care să spună, astăzi Domnul dă biruință, dă-i cu măciuca. Nu! Nu! Ce David, cine pune mâna pe el, moare din mâna mea. Păi dar ce-o bajocorit, ce-o călcat în picioare. Omul din Dumnezeu nu se răzbună niciodată. Omul din Dumnezeu nu se răzbună. La aceasta ați fost chemați, zice tot Petru, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Bajocorit a fost, zice Sfântul Apostol Pavel, Petru, și călcat a fost în picioare, dar n-a deschis gura. Nu s-a răzbunat. Și răzbunarea întotdeauna este a Domnului. Dumnezeu, întotdeauna, să știți, caut un om după inima Lui. Dumnezeu întotdeauna caută un om. V-ați gândit vreodată la timbru poștal? Să vă explic cum e timbru. Timbru îl pui pe scrisoare și pleacă cu scrisoarea. Dar cu timbru ăsta e o problemă. Pentru că utilitatea timbrului constă în capacitatea de a se fixa
pe un singur lucru până ajunge la destinație. Deci de ce e timbru grozav? Că dacă ar pica timbru de pe scrisoare, nu se mai trimite nimeni să o rungă. Timbru nu se pune pe două scrisori, ci numai pe una. Și el stă lipit. Timbru e util pentru că el își fixează capacitatea lui de timbru pe un singur plic până când? Până ajunge la destinație. Un singur lucru urmărește timbru. Să stea lipit de plic până ajunge la destinație. Pe aceea poți să faci ce vrei cu el. Ei, voi nu sunteți decât niște timbre. Să vă fixați pe Dumnezeu până ajungeți acolo sus. Un singur lucru. Un singur lucru. Dumnezeu până sus. Adică Dumnezeu se uită la noi. Suntem păcătoși, suntem răi, suntem așa, nu suntem cum trebuie. Dumnezeu zice, nu-i nimic. Îmi place că ești după inima mea. Cum să fiu după inima ta? Cu imperfecțiunile mele. Ești după inima mea. Vă povesteam odată, 100% v-am spus, dincolo în Biserica Veche, despre Charles Corey, un scriitor american, că zicea că mama a rămas însărcinată cu mine la 39 de ani. 39. Povestea el într-o seară la televizor. Bolnavă, zice. Era foarte bolnavă. Medicii i-au spus că trebuie să facă avort cu mine. Și că va muri. Asta i-au spus. Doamnă, boala pe care aveți dumneavoastră, faptul că sunteți însărcinată, nu asta muriți. Faceți avort. La care mama a zis că nu. Când a împlinit 97 de ani, mama, m-a dus și am întrebat-o, mamă, de ce n-ai avortat cu mine? Și ce mi-a spus? A zis, voiam să văd omul care aveai să devii. Voiam să văd omul care aveai să devii. Astăzi, suntem urâți înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, îmi place de voi și nu vă văd cum vă văd astăzi. Aștept să creșteți mari. Îmi place omul care veți fi peste 10 ani, peste 5 ani, peste 20 de ani. Păi vă iubesc. Adică să fii, să... Dumnezeu caută un om care să stea, să fie în voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu caută un om și vrea să închei cu asta spunându-vă a cărui inimă se aparține lui Dumnezeu în întregime. Dumnezeu caută un om care să-i dea toată inima. Haideți să înțelegeți bine. Zice către Petru, Petre, mă iubești? 100%. Nu crede ce Iisus. Încă o dată, mă iubești? Mă iubești? De-aia l-a întrebat de 3 ori. Petru voia ca să dea tot bucăți din inimă. Hristos îl întreba, sărea pe el și tot mai mult voia să ia din inima lui până când o lua pe toată. Dumnezeu nu încredințează nimănui vreo responsabilitate. Câtă vreme Dumnezeu vede că inima acelui om nu-i 100% dăruită pentru el. Dumnezeu nu te trimite nicăieri până nu-și dă seama că 100% inima ta e pentru el. Spune în 2 Cronici 16:9, căci Domnul își întinde privirile pe tot pământul ca să sprijine pe aceea a cărui inimă este întreagă a lui. Știți care a fost dilema Dalilei cu Samson? Zice în 16:17 judecători. Dalila îl ținea în brațe pe Samson. Nu era fericită. Să ai tu bărbatul ăla. Nu era fericită. O umbla mult până când l-a prins. Nu mai știe câte... Că și-o întors ochii pe dos. Că și-o tăia din fuste. L-a avut. Dar nu era fericită. Și ce spune așa pe întuneric, Dalila? Zice, cum poți spune te iubesc? Când inima ta nu-i cu mine. Stătea în brațe la Dalila, pletos, încă mai vedea cu ochii, creier puțin, și știe la ce se gândea. Păi, dar eu sunt pocăit, mă. Ce fac eu, mă? Nu se bucura de moment. Unde te gândești? Avea Noul Testament în buzunar, caietul cu cântări,
îl chema Samson. Dalila a simțit că Samson nu-i tot cu ea. Și știe ce a făcut Samson? Citesc cealaltă parte a versetului. Și Samson și-a deschis toată inima față de ea. Dalila a simțit că jumătate din inimă e dată ei, a lui Samson, și jumate e dată lui Dumnezeu. Și Dalila a vrut ca Samson să-i dea toată inima ei. O ales. Nici Dumnezeu nu se mulțumea cu 50%, ascultați-mă. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu e mai slab ca și Dalila? Dacă Dalila a avut nevoie de 100% inima lui Samson, Dumnezeu n-are nevoie de toată inima noastră? Să mulțumești cu procente? Ce, Domnul, dă-mi cât vrei, acum mai dai la nevastă ta, mai dai la pruși, la bani, la șefii, la servici, mai dai cu evrei, că bine că îmi dai și mie ceva. Iuda era împărțit între bani și Hristos, și Dumnezeu zice: nouă astăzi, curățiți-vă inima, oameni cu inimă împărțită. Oameni cu inimă împărțită. Aceeași întrebare cu care vreau să închei în seara aceasta. Mă iubești? Zice Domnul. Nu mie trebuie să-mi răspunzi, ci lui trebuie să-i răspunzi. Există întrebarea aceasta ciudată lui Hristos și este puțin tradusă greșit la noi. Puțin. Îi se schimbă sensul complet. Hristos nu zice: mă iubești mai mult decât aceștia. El nu arată ucenicii. Cum adică jocul ăla abrupt care l-aveam noi când eram copii și ne lua câte un vecin în brațe și ne întreba: mă, pe cine iubești mai mult? Pe taică-tă, o pe maică-tă? Mi-era sfâșiat, ca Ioan Vodă cel cumplit. Cum adică pe mamă, pe tată? Cum poți să spui treaba asta? Dumnezeu făcea acum concurs de ghicit să-l întrebe pe Petru: mă iubești mai mult decât Ioan? Dar nu știa Hristos cât îl iubește Ioan pe el? Nu știa cât îl iubește, Iacov? Celălalt Ioan? Toma? Avea nevoie Hristos? De unde să știe Petru cât îl iubea Ioan pe Iisus? E clar că nu e în regulă traducerea. E clar că el cuvântul ne scapă. Nu zice Hristos: mă iubești mai mult decât aceștia. Că nu-i concurs care mai sfânt în biserica asta. Unde erau ei atunci dimineața? Pe mal. Unde fuseseră? La pescuit. Din ce cauză se despărtaseră de Hristos? Din cauza nenorocirii de bărci și a afacerilor cu pește. Mă duc să prind pește. Și ce-a spus Hristos? Mă iubești mai mult decât acestea. Mă iubești mai mult tot ce vezi aici, Petru. Uite-te bine. E barca de pescuit. E afacerea ta cu pește. Îs copiii tăi. E nevastă ta. Vezi-o acolo pe nevastă ta. 2 ani de zile ai fost fugit de acasă. Ai fost cu mine, ce Iisus. Acum te-ai dus repede ca să-i faci roși de pești. Soacră ta, mă, nu muri. Acii. Eu am vindecat-o de friguri. Aici sunt ceilalți. Întrebarea este: afacerea ta, lumea ta, viața ta, mă iubești mai mult decât tot ce vezi aici? Asta e întrebarea. Nu mă iubești mai mult decât frate? Băi, dar oameni buni, Dumnezeu nu e așa. Nu e concurs spiritual aici. Pe locul întâi, fratele cu tare. Cel mai pocăit om din adunare. Nu există asemenea concursuri. Mă iubești mai mult decât lumea? Asta e întrebarea. Mă iubești mai mult decât viața aceasta? Va veni vremea, zice Hristos, uită-te la mine, Petre, când vei îmbătrâni. De aia asta te liniștit în temniță atunci și-a dormit butuc, că știu că nu-i bătrân. Știa că va trebui să bătrânească. Va veni vremea în care altul te va duce, te va încinge și te va duce unde nu vrei să fii. Eu m-am gândit prima dată că probabil când s-a dus în casă la Corneliu nu i-a plăcut. Și adevărul că nu i-a plăcut. Te va duce unde nu vrei să fii.
De multe ori te duci și zâmbești toată ziua. Nu e vrea să fii acolo, dar nu. Trebuie să te duci. Îți neamuri, îți puscri, îți dai cu zâmbetul. Sunt multe locuri în care n-ai vrea să fii. Trebuie să te duci. Nu. Știi ce-a văzut atunci? Crucea. Altul te va încinge și te va duce. No, hai, pentru că e vremea ta acum, să batem și ție cuie în picioare și în mâini. Timpul tău. Mă iubești mai mult decât acestea? Știi, Doamne, că te iubesc. Știe Domnul că te iubiți. Știe Domnul că te iubim. Acum putem zice ce vrem noi, dar Domnul știe că te iubim. Și știe dacă îl iubim mai mult decât ziua de mâine și celelalte lucruri care vor fi. Ne ridicăm în picioare. Toată biserica se roagă și spunem Domnului împreună seara aceasta: Doamne, Tu cauți un om și cauți un om care să se închine cu adevărat, să ți se jertfească, cauți un om care să-ți dea toată inima ție. Cauți un om care să fie după inima ta. Cauți un om care să nu se știe opri până la moarte, dacă e cazul. Cauți un om care să stea în spărtură. Poți să zici în seara asta: frate și soră, aici sunt, Doamne, aici sunt, folosește-te de mine. Vreau să fiu și eu lutul ăla luat în mâna ta și frământat. Zdreanța aia de om pe care tu ai luat-o și ai făcut din mine copilul tău. Îți mulțumesc că m-ai mântuit, Doamne. Toată biserica se roagă și cere Domnului putere ca să fie omul acela pe care îl caută Dumnezeu. Amin. Ne rugăm Domnului.